Programul de iarnă va cuprinde 3 zboruri pe săptămână, miercuri, joi și duminică și va fi operațional din data de 27 octombrie. Astfel, plecarea din Istanbul are loc la ora 13:05, iar aterizarea la Constanța la ora 14:15. Plecarea din Constanța a fost programată la ora 15:15, iar aterizarea în Istanbul la ora 16:25. Prețurile pentru destinația Istanbul pornesc de la 99 de euro, în timp ce pentru alte destinații prețul de plecare este 179 de euro. De precizat este că din luna noiembrie până pe 13 februarie 2014, pasagerii pot beneficia de promoții. Iar pe perioada iernii, pasagerii Turkish Airlines vor avea ocazia să achiziționeze bilete la prețuri foarte reduse. Promoția va începe de la 1 noiembrie până pe 13 februarie. Pasagerii achiziționează biletele cu o lună în avans, față de data de zbor. Prețul de pe internet pentru destinația Istanbul va începe de la 99 euro. Parteneriatul dintre compania aeriană și aeroportul Mihail Cogălnicianu aduce oportunități noi pentru revigorarea turismului de afaceri și de plăcere spre litoralul românesc. Cursele sunt binevenite și pentru călătoriile românilor care nu mai sunt nevoiți să meargă spre alte aeroporturi pentru a ajunge în Turcia.